Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu dedicat dezvoltării personale și spiritualității. Eu sunt Andreea și astăzi vom explora o temă profundă și inspiratoare, și anume vindecarea prin conștiința hristică. Vom înțelege ce înseamnă acest concept și cum poate afecta trupul, mintea și sufletul nostru. Haideți să începem această călătorie captivantă spre vindecarea interioară și transformare spirituală. Să ne adâncim acum în conceptul de conștiință hristică pentru a înțelege mai profund ce reprezintă și ce semnificație are în căutarea noastră de vindecare și transformare spirituală. Termenul hristic provine din cuvântul grecesc Hristos, care înseamnă uns sau ales, și se referă la Iisus Hristos, figura centrală a creștinismului. Cu toate acestea, în contextul vindecării prin conștiința hristică, acesta depășește cu mult sfera religioasă strict creștină și devine o paradigmă universală pentru înțelegerea divinității și a potențialului uman. Conștiința hristică poate fi văzută ca o formă de conștiință divină sau universală prezentă în fiecare ființă umană. Este acea stare de conștiință care transcende egoul și separarea dintre individ și divinitate. Prin urmare, putem spune că aceasta este o sursă profundă de înțelepciune și vindecare. Un aspect fundamental al conștiinței hristice este potențialul ei de transformare. Aceasta nu este doar o stare pasivă de conștiință, este o forță activă care ne poate schimba viețile în mod semnificativ. Înțelegând că suntem conectați la această conștiință divină, putem să ne transformăm gândurile, comportamentele și relațiile în moduri care să ne aducă mai multă armonie și vindecare în viața noastră. Conștiința hristică ne oferă o cale spre unificarea cu divinitatea. Ea ne amintește că suntem parte din ceva mai mare și că divinitatea există în interiorul nostru. Această realizare poate aduce o profundă simțire de pace, iubire și scop în viață. Este important să menționăm că conceptul de conștiință hristică nu este limitat la creștinism. El se regăsește și în alte tradiții spirituale. De exemplu, în hinduism se poate echivala cu Atman, esența divină interioară. În budism poate fi asociată cu iluminarea sau starea de Buddha. Cum ne putem conecta cu această conștiință hristică? Există multe modalități și fiecare persoană poate găsi o cale care să îi se potrivească cel mai bine. Unii oameni folosesc meditația pentru a atinge această stare, alții o găsesc în rugăciune sau contemplare. Studierea textelor sacre din diferitele tradiții poate fi de asemenea o modalitate de a începe această călătorie. Care sunt beneficiile conștiinței hristice? Atunci când trăim în armonie cu conștiința hristică, putem experimenta mai multă pace interioară, mai multă înțelepciune, mai multă compasiune și vindecare în viața noastră. Aceasta ne poate ajuta să gestionăm mai bine stresul, să ne îmbunătățim relațiile și să ne atingem potențialul spiritual. În concluzie, conștiința hristică este o cale profundă spre vindecare și transformare spirituală. Este o conștiință divină prezentă în fiecare dintre noi și ne poate ajuta să ne descoperim esența interioară și să atingem un nivel mai înalt de conștiință și înțelegere. Acum că am înțeles mai bine ce înseamnă conștiința hristică și ce semnificație are în căutarea noastră de vindecare și transformare spirituală, să explorăm în detaliu cum funcționează această vindecare profundă. Pentru a accesa conștiința hristică, mulți oameni folosesc diverse practici spirituale. Meditația este una dintre cele mai răspândite modalități de a atinge această stare de conștiință superioară.
În timpul meditației ne concentrăm asupra respirației sau asupra unui anumit cuvânt sau simbol, lăsând gândurile să se estompeze și permițându-le să vină în locul lor. Rugăciunea este o altă practică puternică. Indiferent de religia ta sau credințele tale, rugăciunea poate fi un mijloc de conectare profundă cu conștiința hristică. Este un mod de a vorbi cu divinitatea și de a primi ghidare și vindecare. Un aspect uimitor al conștiinței hristice este capacitatea ei de a influența vindecarea fizică. Conștiința hristică aduce liniște în sistemul nervos și poate stimula sistemul imunitar. Prin practici regulate, unii oameni au experimentat vindecări miraculoase ale bolilor sau afecțiunilor lor. Studiile au arătat că stările mentale pozitive și sentimentele de conexiune divină pot avea un impact pozitiv asupra sănătății noastre fizice. Conștiința hristică nu se limitează la vindecarea trupului. Ea este la fel de eficientă în vindecarea emoțională și mentală. Prin conectarea cu această conștiință, putem identifica și elibera traume, frici și resentimente adânc înrădăcinate. Aceasta ne ajută să dezvoltăm o perspectivă mai înțeleaptă asupra vieții și să ne îmbunătățim calitatea relațiilor noastre. Pentru a experimenta vindecarea profundă prin conștiința hristică, este important să nu limităm această conștiință doar la momentele de meditație sau rugăciune. Putem integra această conștiință în viața de zi cu zi. Acest lucru implică practicarea compasiunii, a iertării și a trăirii în prezent cu conștiență. Cu timpul, aceste obiceiuri pot deveni o parte naturală a vieții noastre, contribuind la menținerea echilibrului și a sănătății noastre fizice, mentale și emoționale. Să ne îndreptăm acum atenția către exemple concrete de vindecări prin conștiința hristică. Există numeroase relatări și studii care arată că oamenii au experimentat vindecări remarcabile în urma practicării acestei conștiințe profunde. De la recuperări rapide după accidente sau boli grave, la vindecări spontane ale unor afecțiuni cronice. Aceste povești de succes ne arată puterea extraordinară a conștiinței hristice în acțiune. Fiecare persoană are propriul său ritm și cale în aprofundarea conexiunii cu conștiința hristică. Este important să ne dăm timp să experimentăm și să ne descoperim propriile metode de accesare a acestei conștiințe. Uneori, lucrând ca un mentor spiritual sau un terapeut, poate fi benefic, în timp ce alții pot găsi răspunsuri în practicile individuale de meditație sau rugăciune. Vindecarea prin conștiința hristică este o călătorie profundă spre transformarea spirituală și vindecare în toate aspectele vieții noastre. Cu practică și dedicare, fiecare dintre noi poate accesa această conștiință divină și poate experimenta miracolul vindecării și al creșterii personale. Cum funcționează vindecarea prin conștiința hristică? Ei bine, aceasta implică în primul rând atingerea unei stări superioare de conștiință prin practici spirituale. Prin meditație, rugăciune, contemplare sau alte mijloace, putem deschide ușile către conștiința hristică. Acest lucru ne permite să eliberăm emoții și blocaje negative, să regenerăm corpul și să aducem echilibru în viața noastră. Corpul și mintea noastră sunt într-o strânsă legătură. Stările noastre emoționale și mentale pot avea un impact semnificativ asupra sănătății noastre fizice. Prin intermediul conștiinței hristice, putem experimenta vindecare la nivel fizic. Sunt numeroase studii și mărturii care atestă miracolele vindecării fizice prin conexiunea cu această conștiință divină. Vindecarea prin conștiința hristică nu se oprește la trup, ea se extinde și la minte și emoții.
Prin explorarea conștiinței cristice, putem elibera traume vechi, frici, resentimente și anxietăți. Aceasta ne permite să ne eliberăm de povara trecutului și să găsim liniștea și echilibrul mental. Sufletul nostru este partea noastră divină. Prin conexiunea cu conștiința hristică, ne putem conecta cu esența noastră interioară. Acest proces ne ajută să înțelegem mai profund scopul vieții noastre, să experimentăm iubirea necondiționată și să găsim pacea interioară. Este un moment profund și sfânt în călătoria noastră spirituală. În încheiere, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ați explorat alături de mine subiectul vindecării prin conștiința hristică. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul meu pentru mai mult conținut inspirațional despre dezvoltarea personală și spiritualitate. Vă încurajez să începeți sau să continuați călătoria voastră de vindecare și transformare. Ne vedem în următorul videoclip și vă doresc o călătorie plină de lumină și descoperiri spirituale.